Salut, tauri! Voi face etalarea pentru resurse, aprilie. Întrebarea va fi ce trebuie să faceți voi pentru a avea resursele pe care vi le doriți. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat. Va urma și luna nouă făcută pentru săptămâna viitoare, pentru 30, 1, pardon, deci 1 luna nouă, cumva până pe 30, deci dacă doriți să le primiți pe toate, puteți să vă abonați. Resurse. Este la baza pachetului judecata sau renașterea. Este un moment în care trebuie să gândiți bine dacă sunteți la locul potrivit în ceea ce privește resursele, locul de muncă. Dacă trebuie să luați o schimbare, poate unii dintre voi ar trebui să vă recalificați și să aveți în vedere acest lucru. Deci este o judecată pe care o faceți și în urma acestei judecăți ce resurse am, ce fac, mă simt bine unde lucrez, sunt mulțumit de resursele mele, veți putea lua o decizie. Este cu 7 arcane etalarea, da? Deci trecutul, o să le pun cumva să pot să le ridic pe urmă, prezentul, viitorul, răspunsul, ce trebuie să faceți, ce resurse aveți. Speranțe și rezultatul final. Trecutul vostru este o situație în care probabil că v-ați lăsat sub influența viciilor în trecut, în ceea ce privesc resursele voastre. Greșeli, lucruri care totuși această arcană vă atenționează. Este bine să renunțați la vicii, cel puțin pe prezent, pentru prezent, astfel încât să nu ajungeți în puterea acestui personaj care o să vă folosească după cum își dorește. El va cânta, voi veți dansa, cumva. Deci, sunt viciile, greșelile pe care le-ați făcut în trecut. Prezentul. În prezent, din nou mergeți pe o muche de cuțite, această arcană arată riscuri pe care vi le asumați. Fiindcă nebunul, el și din punct de vedere numerologic reprezintă numărul 1, 0, 0. Sau ar veni arcana 23, dar de obicei se pune 0, fiindcă vă asumați niște riscuri, vreți să începeți ceva. Nebunul este omul care își ia o șansă, o șansă când nu este pregătit, mai ales când este vorba de resurse, ne gândim că trebuie să fiți bine pregătiți, să cunoașteți bine ce aveți de făcut, voi aveți un bagaj destul de redus. Ceilalți vă consideră aventurieri, deci nonconformiști, rebeli. S-ar părea că voi vreți o schimbare, așa cum a apărut și renașterea, arată o schimbare pe care vă doriți.
Cumva vreți să schimbați locul de muncă, vreți să schimbați ceva. Gândiți că nu vă regăsiți la acel loc de muncă sau nu primiți ceea ce vă doriți voi din punct de vedere financiar, mă refer. Și vă asumați foarte multe riscuri. Plecați decât cu un bagaj mic de cunoștințe, dar cu crenguța de vâsc care reprezintă acea dăruire din suflet. Deci, tot ceea ce veți face, veți face cu inimă curată. Nu? Și acest lucru, sperați voi să fie apreciat de divinitate și cerul, deci, să-și arate bunăvoința față de voi. Deci, speranța voastră este la bunăvoința cerului. Nu observați că aveți totuși probleme destul de mari, blocaje foarte mari în fața. Acest personaj are o prăpastie. Următorul pas este finalul. Deci nu vă gândiți la altceva decât la faptul că aveți blocaje și șansa pe care vă luați, nu sunteți pregătiți pentru ea. S-ar putea să fie pentru unii o călătorie. S-ar putea să vă încercați să doriți să vă încercați norocul în străinătate și totuși s-ar putea să nu primiți acest noroc pe care voi vi-l doriți, fiindcă acest personaj își dorește bunăvoința cerului, deci cumva norocul. Viitorul vostru este speranța, așa cum am spus, dacă faceți acest lucru acum, viitorul este speranța. Nu este o împlinire, nu este o realizare, sperați. Sperați să vă atingeți țelul pe care vi l-ați propus. Speranța arată acea dorință de a vă proteja calea, de a vă proteja drumul vostru și, în primul rând, sperând foarte mult la ajutorul divinității, fiindcă voi nu mergeți decât gândind că aplicați dreptatea, adevărul, deci sunteți tot timpul cu privirea spre soarele dreptății pentru a primi știința adevărului la această speranță. Deci speranțele voastre, am putea spune că sunt destul de riscante, deci viitorul este o speranță, nu o certitudine, la fel și prezentul. Este acea șansă pe care vă doriți. Și răspunsul este, s-ar putea să fiți sacrificați de ceilalți. Așa cum am spus, aici nu primiți în prezent ajutorul celorlalți. Deci ei vă consideră nonconformist, rebel, aventurier și vă lasă singuri în plata voastră să faceți ce vreți. Dar tot ei vin și vă consideră cumva țapi spășitor. Bun, ai întreprins această șansă, ți-ai luat-o, dar uite că n-ai ajuns nicăieri, uite că n-ai făcut nimic și vă scoate pe voi vinovați. Dacă ne ascultai pe noi, era mai bine, ai făcut după cum ai vrut tu, ceva de genul ăsta. Asta înseamnă sacrificatul. O persoană care până la urmă toată lumea tu ești vinovat de ce s-a întâmplat, de eu știu, poate să aducă și o pierdere legată de bani. Și atunci sau o stagnare, fiindcă acest personaj întotdeauna sacrificatul, spânzuratul, el oricând se poate elibera. Dar el este într-o perioadă de stagnare, mai mult din cauza acestor acuze și scos țapii spășitor. Oricând se poate elibera dacă își schimbă concepțiile.
Nu poate să schimbe concepțiile celorlalți, nu are ce să facă, trebuie să accepte totul sau să-și schimbe concepțiile lui. Și averea voastră, Venus, mica benefică, împărăteasa, abundență, fertilitate, bine, dar vedeți, abundența poate să fie o abundență când ai două camere și te mulțumești cu ele, sau o cameră și te mulțumești cu ea și sper că în viitor vei putea să mai ridici încă una sau să faci un schimb, să mai obții o cameră sau altceva, sau acea dorință, da? Acea dorință de a avea o vilă cu 20 de camere. Deci, cam asta reprezintă Venus. Fiindcă ea vine și vă spune, ea vă oferă, vă dă, dar dorește-ți, omule, ce este posibil. Asta este sfatul arcanei. Dorește-ți ce este posibil, fiindcă este îndeplinit. Dacă îți dorești imposibilul, atunci te pui la dispoziția celorlalți. Și uitați sacrificatul, răspunsul pe care îl primiți. Deci ceea ce aveți voi acum, resursele voastre, este acelea pe care ar trebui să le apreciați și să le vedeți la adevărata lor valoare. Deci trebuie să știți să îmbinați. Creativitatea cu dreapta judecată din care poate să rodească operele. Dreapta judecată, dacă vă aduceți aminte, la baza pachetului asta ați avut judecata sau renașterea. Deci, într-un fel sau altul, aceasta ar fi situația voastră, resursele voastre pe care ar trebui să le apreciați la adevărata valoare. Speranțele voastre, dar eu zic că ar trebui să fie și un fel de, nu numai speranță, fiindcă trebuie să țineți cont de această situație, fiindcă poate să fie și o presimțire, sau fiindcă este vorba de Lilith aici. Aici este Marea Preoteasă. Ea este considerată cumva și Lilith, o femeie intuitivă, o femeie care cunoaște, o femeie care va afla secretele, este capabilă să va afle secretele, poate să, și nu reprezintă sub nicio formă Taurul, ea mai repede reprezintă Racul sau Scorpionul. Deci, o femeie care deține secrete, fiindcă ea deține cunoașterea, dar nu o împărtășește celorlalți, nu vine să vă ofere această cunoaștere. Dacă voi ați reușit să prindeți puțin din cunoașterea acestei femei, ar fi foarte bine pentru voi. Asta poate să reprezinte, așa cum am spus, speranța unora dintre voi să-i aflați cumva din secretele acestei femei sau o presimțire. O impresie pe care o aveți. Asta ar reprezenta Marea Preoteasă. Trebuie să fiți totuși atenți și să nu vă puneți cumva secretele la dispoziția acestei femei. Este bine să vă păstrați secretele sau scopurile. Și rezultatul final, carul de luptă. Acest personaj, din câte observați, în primul rând este un luptător, ceea ce veți fi în finalul lunii aprilie un luptător, fiindcă veți avea o situație dificilă de ținut sub control și veți reuși cu eforturi, fiindcă acest personaj nu se joacă, deci el trebuie să țină această situație sub control și să supravegheze tot ce se întâmplă, dar în același timp el nu
Am putea spune că merge spre ceea ce își dorește. Este totuși un moment de stagnare, așa cum întărește și sacrificiul care vă dă răspunsul. Stagnarea. Deci cumva este tot o stagnare și vă atenționează că aveți șansa, puteți să mergeți cu curaj, hotărâre, peste cei care vă țin în stagnare și să impuneți cumva cum să spun să vă impuneți gândirea, să vă impuneți punctul de vedere, dorința de a triumfa. Deci să obțineți un triumf al voinței voastre. Dar totuși, deci este un personaj războinic, un personaj care este capabil să lupte. Asta veți face și voi până la sfârșitul lunii aprilie. Dar trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Altfel s-ar putea să nu obțineți ceea ce doriți. Deci veți avea totuși o adevărată luptă în această lună aprilie. Veți lupta pentru a obține resursele pe care vi le doriți. Cam asta ar fi, deci s-ar părea că voi într-adevăr veți vrea să luați o șansă, dar această șansă, așa cum eu am punctat-o, poate să vă aducă destul de multe riscuri și voi aveți o situație, să zicem, care spune Venus că este posibil. Asta este ce vi se oferă, ce este posibil. Eu vă doresc o lună frumoasă, vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă doresc numai bine.